Curtea Internațională de Justiție cere Israelului să permită intrarea ajutoarelor umanitare în fâșia Gaza, să protejeze populația palestiniană și să facă tot ce-i stă în putere pentru a preveni actele de genocid. Formula așteptată însă de Africa de Sud, inițiatoarea procesului și anume opriți războiul, nu a fost pronunțată în decizia interimară. The State of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in relation to the Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article 2 of the Convention, in particular, A, killing members of the group, B, causing serious bodily or mental harm to members of the group, C, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole. În total sunt 6 așa numite măsuri provizorii pentru a proteja palestinienii din Gaza. Una dintre acestea cere Israelului să ia toate măsurile ce stau în puterea sa pentru a preveni și a pedepsi incitarea directă și publică la comiterea de acte de genocid. Decizia de vineri este însă una interimară și ar putea dura ani de zile pentru ca întregul caz adus de Africa de Sud să fie luat în considerare. Israelul respinge acuzația de genocid. Israel's commitment to international law is unwavering. Equally unwavering is our sacred commitment to continue to defend our country and defend our people. Like every country, Israel has an inherent right to defend itself. The vile attempt to deny Israel this fundamental right is blatant discrimination against the Jewish state, and it was justly rejected. The charge of genocide leveled against Israel is not only false, it's outrageous, and decent people everywhere should reject it. Israelul și-a lansat asaltul masiv aerian și terestru asupra fâșiei Gaza după ce militanții Hamas au luat cu asalt comunitățile izraeliene pe 7 octombrie. Ei au omorât aproximativ 1200 de persoane, mai ales civili, și au răpit alte 250. În ofensiva Israelului au murit peste 26.000 de palestinieni, susține Ministerul Sănătății din enclava condusă de Hamas.